A ști când să tăiați bujorii este esențial dacă doriți să vă mențineți plantele în stare bună de sănătate și să asigurați înflorirea maximă anul viitor. Tăierea frunzelor de bujor este un element esențial de făcut, dar este important să ne gândim la momentul oportun. Este un echilibru atent între considerentele estetice și de sănătate a plantelor. Poate fi tentant să tăiați bujorii de îndată ce frunzele încep să arate rău, dar în mod ideal ar trebui să așteptați până toamna pentru a le tăia. Acest lucru se datorează faptului că plantele încă se bazează pe obținerea energiei lor pentru creșterea anului următor și astfel tăierea lor mai devreme ar putea afecta florile de anul viitor. Când începe toamna, iar frunzele bujorilor își schimbă culoarea în galben sau maro, atunci este timpul să faceți tăierea. Tundeți-le la aproximativ 2,5 cm de sol. Dacă planta este grav deteriorată sau a crescut în exces, ar trebui să o tăiați cât mai aproape de bază. Cel mai bine este să tăiați bujorii înainte de iarnă, toamna târziu, și să aruncați toate plantele moarte. Bujorii sunt susceptibili la problemele fungice, foliare și permiterea frunzelor infectate să rămână pe lângă plantă pe timpul iernii poate expune noile creșteri la agenți patogeni dăunători care iernează pe frunzele vechi.